tanítja az az a fák. Q&A episódio 1, să ziceam. Nu mai știu dacă mi-ai făcut, frate, niciodată nu ți minte numerele. Da. Și aproape a venit Halloween. De ce credeți că am cornițele de drăgușor cu un dovleac făcut din elastice? Dovleac să vreau. Ăsta-i dovlecelul. N-am avut elastice negre, așa că am pus albastre. Și nu am deloc elastice. Rămân aproape fără elastice, deci am făcut o grămadă de chestii de Paști. Am făcut un coșuleț cu fructe, cu legume, cu etc. Azi o să facem Q&A și să-i dăm drumul. Stați un pic că eu filmez cu tableta și nu stă văd de greu. Și am pus-o pe terasă. Ce să fac și eu? Așa. Bun. Dacă ai putea să ai o super putere, care ar fi aceea? Să poți zbura. Ce vrei să te faci când o să fii? Când o să fii mai mare. Inițial pisică, după aia mă mai gândesc. Care e cea mai interesantă carte pe care ai citit-o anul ăsta? Stați un pic să mă duc aminte. Am citit 10 milioane de cărți. Nu mai știu. Asta acum mult timp. Tot anul ăsta, da. De ce îți e cel mai frică? Nu știu. Nimic. Cu ce vedetă sau personalitate ți-ar plăcea să iei cina? Cu nimeni. A, da. Cu nimeni, nu știu, nu mă duce capul. Care e cea mai penibilă amintire a ta din copilărie? Păi, cea mai penibilă amintire a mea a fost când eram la taică-miu acasă. Și da, sunt răcită copte. Când eram la taică-miu acasă și... Da, nu pot să spun sorry. Bine, hai, risc. Eram la taică-miu acasă și eram mic, aveam vreo 5 ani. Și atunci mie îmi plăcea mirosul ăla de ars și am luat un pai de chibrit și un chibrit și dădeam cu paiul de chibrit chestia aia de la chibrit, înțelegeți? Și a luat foc paiul de chibrit, da. Și eu dădeam așa în continuu și nu știam cum să scap. El a să ia foc casa, dar în fine. din copilărie, da. Nu știu dacă am întrebat.